18. Proiect decizia 5/8 cu privire la aprobarea regulamentului Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni și a listei de servicii prestate de acestea, chiar și taxele vor fi, au fost aprobate. Aici cred că domn primar. Este un proiect care noi l-am câștigat. Noi am luptat din 2015 asupra transparenței, lichidării raportului dintre cetățean, ca să dispară probleme, să ia mită la primărie Loveni. Suntem una din cele 5 primării care am câștigat pe țară acest proiect. Suntem mulțumiți partenerilor, mulțumim. Sper că să avem deja o continuitate la proiectul respectiv. Și după anul nou, vedem când data începem a activa pe nou. Mulțumim mult! Stimați colegi, în cadrul Comisiei de Specialitate a fost examinată și serviciile. Este o anexă numărul 2. Se exclude punctul 19. Iar 18 se completează. 18 se completează cum? Eliberarea extraselor din registru de evidență a gospodăriilor. Grați. Punctul 30-31-32 gratis. Și punctul 30-31-32 sunt gratis. Dacă sunt întrebări, propuneri, punem la vot. Cine este pentru cu propunerile de modificare care a fost numită, vă rog să votați. Împotrivă. Abținuți. Pentru 18. Pentru 18, în moment.